Bună ziua, dragilor! Bine ne regăsim la ultimul episod din categoria aceasta, pe minutul conștientizării, cum abordăm persoanele în relații din perspectiva asta a vibrației interioare. Am ajuns la final și la final este chiar nouă, pentru că el reprezintă finalitatea cei născuți în ziua de 9, 18 sau 27 a oricărei luni sunt cei cu vibrația interioară nouă. Așteptările lor interioare sau felul lor de a fi ține foarte mult de latura asta, chiar de finalitate. Uite, dacă ai un nouă sau ești un nouă, când se încheie o relație, simte nevoia de a avea o finalitate, o dovadă ceva că s-a încheiat, adică dacă îl lași așa în coadă de pește, pur și simplu nu i zici de ce s-a încheiat relația, spre exemplu, pentru el e o mică tortură, uneori chiar foarte mare, pentru simplul fapt că are nevoie de finalitate. De aceea, de foarte multe ori, sunt și cei care vânează diplomele, le mai spunem noi, dar de, diploma asta este din dorința de a avea o finalitate. Uite, am făcut un curs, uite diploma de final care dovedește că această etapă s-a încheiat. Sunt uh, oameni axați pe finalizare, efectiv, pe transformare. Ei caută tot timpul, sunt uh, cumva doritori, mai filantropi așa, mai altruiști, doritori să fie bine uh, pentru toată lumea, dar din aspectul ăsta altruist, de lasă de la mine, las de la mine numai să fie bine, ajung să fie de multe ori mama răniților pentru simplu fapt că în relații, bineînțeles, să ajungă mama răniților și să se lase pe ei pe ultimul loc, nu? ultima cifră, ultimul loc, dar nu este obligatoriu să le fie bine și de cele mai multe ori nu le e. Dacă sunteți vibrații interioară nouă în relații, ar fi bine să învățați că mai bine dați undița și nu peștele, pentru că în momentul în care le dați peștele o să devină dependenți de voi și voi acolo da tot timpul la cum să zic, nouăle, dacă ar fi, am putea să-i zicem așa, număr logic, interpretare, este un pătrat și, un, și o pentagramă, da? 5 și 4. Adică răstigniți pe cruce, dar voi care vă răstigniți pe cruce pentru patimile tuturor nu este necesar să o faceți pentru oricine, analizați foarte bine mai ales că voi puneți accentul foarte mult pe intelect și atunci poate ar fi bine să cei care relaționați cu nouă sau ce... dacă sunteți un nou acum fiecare ajustează în funcție de situație dar nu-i atacați pe cei care au vibrație interioară nouă pe latura de intelect pentru că nu este, nu e punctul lor, adică e punctul lor sensibil, nu este punctul în care să dați, se vor simți ofensați și vor acționa ca atare, da, țin foarte mult să fie văzut ca fiind oameni inteligenți sau suferă de să nu, sunt, să nu fiu văzut ca prost sau să nu fiu prostul, da, din curtea școlii sau ideea asta. Și de aici nevoia lor de a demonstra în relații foarte mult că pot să facă tot felul de chestii și că nu sunt proști. Cam așa. Nu mă lua de prost. Cam așa o să auziți la persoanele cu vibrație interioară nouă sau cumva să se simtă atacați că au fost luați de proști sau. Sub diverse aspecte ale acestui principiu. da? Dar de altfel sunt oameni foarte buni care își doresc tot timpul să vină, să ajute, să transforme, să vindece, să foarte buni vendecători. Doar că ei trebuie să învețe să se vindece pe ei, pentru că această vibrație este în interior și nu în exterior. Deci nu este rolul lor social, este felul lor de a fi, da? ei pe ei, ei cu ei necesită să se modeleze constant, ca o pasăre Phoenix care renaște periodic, da? moare și renaște din propria cenușă, uite așa sunt nouăle, doar că ei trebuie să facă acest lucru cu ei înșiși, pentru un nouă schimbarea este singurul cuvânt stabil, am putea să spunem, transformarea și schimbarea sunt cuvintele de bază pentru noari. Și atunci, doar că ei caută să o facă în interior, și apropo, dacă aveți un nou sau sunteți un nouă și uh, nu faceți schimbare în interior, uh, clar o faceți în exterior, dar nu o să vă aducă împlinire în interior pentru că nu e acolo unde trebuie schimbarea. Iar mulți dintre ei o să înceapă da, să se îmbrace tot felul, să schimbe coafura să schimbe mobila în casă, să mute mobila prin, clasă, pe, prin casă, să schimbe nu știu ce chestii, garderobă, păr, uh, culoare, să schimbe. Oricum sunt văzut, uh, văzut, se simt, nu sunt văzut, că nu sunt rol social, se simt printre cei mai ciudăței. Ei se simt neînțeleși. Măcar dacă sunteți într-o relație uh, de orice fel cu nouă, da, ascultați și uh, dați-le un cadru în care să se simtă înțeleși. Pentru că uh, or, să, or să fie mult mai ok și o să se împlinească mult mai mult din perspectiva lor interioară și automat și în relații cu ei o să vă fie mult mai bine. Dar vedeți că își, își iau foarte multe chestii în sensul ăsta de mama răniților și după aia ajung și suferă foarte mult. Se pot îmbolnăvi de tot felul de boli, pentru că transformarea cumva trebuie să apară în interior. Dacă nu apare conștient, va apărea uh, prin alte metode. Da, dar uh, sunt, uh, sunt filantropii noștri, da? altruiștii, filantropii noștri care își doresc, umanitariștii noștri care își doresc să facă lucrurile. Cu totul, cu totul altfel uh, pentru binele planete pentru binele lumei e nevoie, de fiecare cifră în parte este nevoie fiecare vibrație interioară după cum ați văzut până acum uh, are caracteristicile ei și părți bune și părți mai puțin bune fiecare om în relațiile uh, vor vedea de fapt relațiile prin perspectiva lor interioară, chiar dacă vor îndeplini un anumit rol social dar uh, vor trece prin filtrul propriu pentru că altfel nu ai cum și atunci, dacă țineți cont de această vibrație interioară, o să vă ajute extraordinar de mult să înțelegeți anumite comportamente, anumite reacții, anumite atitudini um, ale persoanelor cu care colaborați sau sunteți în relație. Și astfel, creați o punte de legătură, am putea să spunem, între, între voi doi, da? între tine și, nu știu, partener, între tine și coleg, între tine și copil, între tine și mamă, între tine și tată, și așa mai departe. Dar, toate aceste caracteristici pe care le-am discutat în cadrul acestui șir de relația în funcție de vibrația interioară, aceste caracteristici sunt, așa cum spune și expresia vibrația interioară, manifestate în felul de a fi al omului. Ele se pot împleti foarte frumos, bineînțeles, cu rolul lor social, dar aici este altă discuție. Vă aștept cu drag să-mi faceți propuneri. Eu m-am axat pe numerologie pentru că de aici sunt sigură că se pot face extraordinar de multe conștientizări. Am trăit-o pe propria piele și o trăiesc zilnic prin consultații. Dar vă aștept cu teme tematici, nu neapărat numerologice, chiar și din altă natură. Ce ați vrea să discutăm? Ce cu ce anume ați dori să vă ajut pe conștientizare mai ales că prin acest proiect mi-am propus să facem adică să vin în sprijinul vostru, voi să veniți cu poveștile voastre și eu să vă ajut pe partea de conștientizare până data viitoare, până la o nouă serie de minutul de conștientizare sau poate chiar vor fi uh, chiar individuale și nu va fi neapărat o serie cum au fost acestea cu greșeala karmică și cu uh, vibrația interioară, relațiile în funcție de vibrația interioară Vom vedea ce anume este necesar și de ce anume este nevoie. Și acele lucruri vor ieși la suprafață și despre acelea voi lucra pentru că mi-am propus să continui acest minut de conștientizare, să vă ajut cât pot de mult. Eu îmi fac partea mea, mai departe voi vă faceți partea voastră. Aceea de a lucra cu voi, de a conștientiza și de a vă îmbunătăți viața. Dar de voi depinde, eu sunt doar un canal, un trigger spre a uh, reuși poate anumite lucruri voi să le faceți. Vă doresc spor la conștientizare.